Municipalitatea și-a propus să rezolve situația traficului foarte aglomerat din zona centrală, iar o măsură luată vizează strada Ștefan Ludwig Hirot. Astfel, accesul către piața Regele Ferdinand I a fost interzis, cu două excepții. Accesul pe strada Ștefan Ludwig Hirot în direcția Poliției Municipale a fost interzis, cu excepția riveranilor și a aprovizionării cu marfă. Se poate observa, s-a remontat acel indicator cu accesul interzis, asta datorită faptului că și în acea zonă era o aglomerare foarte mare de mașini și am dorit să reglementăm și acest lucru. Sper ca de mâine să avem un centru mult mai aerisit. Bineînțeles, și poliția locală va efectua în următoarea perioadă controle, vor verifica dacă se respectă acest regulament și vor aplica sancțiuni celor care îl vor încălca. Reprezentanții municipalității au realizat și un inventar al locurilor de parcare din zona centrală și au constatat că sunt 524 locuri amenajate. Am făcut un mic inventar și am calculat în zona centrală, pe străzile Honterius, Duca, Iorga, Eminescu, Unirii, Pompierilor, Pete Fișandor, Brătianu, Brâncoveanu, Hotel Central, Ștefan Ludwig Hirot și Forcheș, există în total un număr de 524 de parcări amenajate. Deci se poate parca în zona centrală în foarte multe locuri.